Bună, dragilor, bine v-am regăsit. Sunt astrologa Andreea Dincă. Am pregătit harta pentru săptămâna viitoare, pentru săptămâna 9 decembrie, 15 decembrie. Cum va fi săptămâna aceasta? Vom vedea cele ce urmează. Însă, înainte de a face interpretarea mea generală pentru voi, înainte de a vă spune câteva cuvinte așa despre cum e posibil să fie săptămâna voastră, vreau să vă mulțumesc că sunteți aici alături de mine, să vă invit să apăsați butonul subscribe pentru a fi la curent cu tot ceea ce eu postez, cu toate informațiile benefice, utile și care sper eu să le găsiți interesante, pe care vi le ofer cu tot dragul și cu toată dăruirea și pasiunea mea pentru munca pe care o fac. Așa că, dragii mei, dacă doriți să fiți la curent, apăsați la curent cu noutățile, apăsați butonul subscribe, abonează-te. Dacă vă cunoașteți ascendentul, este important să vă ascultați și zodia pe care o aveți la ascendent, pentru că de multe ori vă veți regăsi și veți găsi informații interesante care ar putea să vă ajute în interpretarea ascendentului. Dacă nu-l cunoașteți, îl puteți afla pe diverse site-uri sau, mă rog, vă puteți descurca, internetul este mare, Google vă poate ajuta de fiecare dată. Vă pot lăsa și o direcție, nu e nicio problemă, dar doar dacă vă cunoașteți ora nașterii. Dacă nu vă cunoașteți, vă puteți realiza astrogama personalizată, nu e vorba că nu. Deși poate de multe ori puteți primi refuzuri. De ce? Pentru că e mult mai greu să lucrezi mai mult, e mult mai greu să stabilești niște date, să stabilești niște lucruri atunci când nu cunoști ora de naștere. Dar nu este imposibil, dragii mei. Așa că dacă doriți să vă realizați astrogramele personalizate, o puteți face chiar dacă nu vă cunoașteți ora. Într-adevăr, este mai mult de lucru pentru astrolog, dar cine își iubește meseria și cine o face, indiferent cât de greu și provocator poate să fie, va accepta să vă consulte. Categoric vă va spune de la bun început că este și o marjă de eroare, clar, necunoscându-se ora. Dar acum nu vă așteptați că dacă îți faci o dată astrogramă, o să afli secretele Universului. O să afli foarte multe lucruri, te va bine dispune, te va ajuta foarte mult, te va ajuta să înțelegi niște lucruri, îți va răspunde la unele întrebări. Dar nu vă imaginați și voi acum că dacă îți faci o dată astrogramă, gata, ai descoperit succesul pe viață. Și dacă îl descoperi și cumva astrologul îți spune foarte multe lucruri, îți recomandă, îți spune diverse secrete, te învață niște lucruri. Bineînțeles și tu dacă ai ochi și urechi să înțelegi și să vezi și să auzi și să le pui în practică. Dacă tu nu acționezi, poate astrologul, medium, prezicătorul, ghicitorul, oricine ai vrea tu pe lumea asta să-ți aducă orice informații vrei tu. Dacă tu nu faci nimic să schimbi, degeaba, da, deci trebuie să faci și tu întocmai, să iei din informațiile pe care le-ai primit și să acționezi, da, să le pui în practică, mai exact. Ok, acestea fiind spuse, ascultați-vă și ascendentul, pentru că de acolo pornisem și haide să vedem cum va fi săptămâna pentru fiecare zodie în parte. Like, share, subscribe, nu uitați în weekend la Flash Monden și să începem cu zodia Berbec. Harta v-am arătat-o, săptămâna 9 decembrie, 15 decembrie. În această săptămână berbecii vor munci foarte mult, aveți niște probleme cu banii sau trebuie să rezolvați o problemă legată de bani, se va rezolva, nu vă faceți griji, poate chiar rudele voastre vă vor ajuta. Oricum, există varianta să încercați să vă schimbați jobul sau să treceți pe alt post sau să faceți niște schimbări la locul de muncă, nu vă recomand fără să aveți un plan bine stabilit. Da? Deci dacă te-ai gândit tu așa de pe azi pe mâine că gata, mie nu mai place jobul, vreau să-l schimb, vai, nu știu ce, mai gândește-te că nu e chiar atât de roz în altă parte cum ai crede sau și în altă parte în străinătate sau chiar și aici în țară. Nicăieri nu umblă câinii cu covrigi în coadă, dacă nu muncești, degeaba. Deci trebuie să muncești dacă vrei să ai câștiguri și tot ce îți dorești tu. Din punct de vedere al dragostei, vei fi mai bine în a doua parte a săptămânii. Mai multă atenție pe zona relațiilor, mai multă atenție la parteneri.
Un impuls erotic destul de intens, poate chiar nevoie de competiție, nevoie, indiferent că sunteți femei sau bărbați, veți avea cumva dorința de a avea dreptate, de a fi mai bărbați așa. Masculinul ăsta e foarte ridicat. Eu vă propun ca femeile să rămână femei și bărbații să fie bărbați. Nu invers, nu schimbați aceste roluri. Fiecare să-și cunoască rolul, dar să nu le înțeleagă greșit. Dacă nici bărbatul nu trebuie să înțeleagă greșit ce înseamnă a fi bărbat, dar nici femeia să înțeleagă greșit ce înseamnă a fi femeie. Dacă nu știți, sunt multe cărți din care vă puteți documenta. O săptămână interesantă, o săptămână în forță, o săptămână cu decizii, cu probleme, cu provocări, dar la final se vor aranja lucrurile și veți fi învățat foarte multe, multe lecții. Da? Deci luați-le precum niște lecții, nu precum niște greșeli, nereușite, eșecuri. Taur. Taurii au predispoziții către melancolie, tristețe, mulți se pot închide în casă, mă rog, dacă vă permite timpul, aveți bani și trebuie să ieșiți la muncă, da, poate vă veți retrage în casă, nu zic nu, dar oricum și la muncă, dacă veți merge sau va trebui să ieșiți pe afară, veți fi destul de retrași, veți fi destul de încrâncenați, veți fi destul de melancolici, triști. Iese soarele și pe strada voastră, nu vă mai stresați. 2020 chiar va fi bun pentru voi, dar trebuie să faceți și voi ceva. Săptămâna asta, călătorii, deplasări, multe drumuri, poate cu niște acte. Nu este cazul să vă certați cu oameni, nu este cazul să vă faceți dușmani, mai ales din zodii de apă, da? Mai ales scorpioni, care sunt și opusul vostru. Sunteți în opoziție. Deci nu vă faceți dușmani în această săptămână, că nu e ok. Da, nu e ok. Puteți să plecați în călătoriile astea, oricum veți face multe drumuri, da? Și poate să vină norocul în momentul în care vă așteptați cel mai puțin. Ideea e și să știți să profiți acest noroc și să știți ce să faci cu el. E ca și cum ai câștigat la loto, dar într-un an de zile pierzi toți banii și mai ai și datorii. Că n-ai știut ce să faci cu ei. Nu toată lumea trebuie să știe ce să facă cu norocul. Așa și voi. Deci, vedeți cum îl gestionați, norocul ăsta pe care îl aveți și șansele astea pe care le aveți. În dragoste, rivale în dragoste, rivale, rivale în dragoste. Vă vrea cineva partenerul sau poate tu îl vrei pe-alaltea, pe-alaltuia. Destul de multă aventură pe zona relațiilor. Gemeni. Pentru gemeni este o săptămână bună, este o săptămână interesantă, este o săptămână în care încep lucrurile să se lege. Bravo! Felicitări pentru tot ce ați făcut până acum. O să fie foarte bine, aveți încredere, sunteți destul de bine susținuți și veți recupera, din această săptămână începe să recuperați tot ce ați pierdut în ultimul an. Sau în ultimii, dar e mai mult vorba de ultimul an. Deci începeți să recuperați, vă vin ideile, se duc blocajele, ai fost blocat într-un lucru, într-o idee, într-un proiect, se deblochează, fix așa, parcă ți-a cineva vălul de pe ochi, se duce ceața deodată și mergi și tu drum lung și drept și frumos și însorit. Foarte bine. În dragoste, în schimb, mai sunt așa câteva mici pe aici, pe acolo, câteva lucruri interesante, dar acum, na, trebuie să înțelegem că se mai întâmplă și din astea, mai ales că vom avea în această săptămână și o opoziție între Marte și Lună, pe axa Taur-Scorpion, și pe la muncă, agitație, dar v-am spus, o să iasă, o să duc ceața, iar pe iubire, veți avea tendința să fiți ușor morocănoși și poate chiar stinghere, așa, să nu vă convină niște lucruri, veți avea discuții, puneți la punct niște lucruri și veți lua niște decizii. Dar o să fie bine. Pentru voi chiar prevăd un sfârșit de an bun, iar săptămâna asta o începe acest sfârșit de an foarte drăguț. Rac. Racii au multe întâlniri în această săptămână, socializați, veți face parte dintr-un grup de negociere mare, deci negociați foarte mult. Vă dedicați mult prea mult jobului, trebuie să vă luați și vouă puțină pauză, trebuie să aveți un pic mai multă grijă de voi.
Trebuie să fiți atenți la cei din jur, pentru că veți învăța foarte multe lucruri în această săptămână din reacțiile celorlalți, așa pe psihologie. Adică un zâmbet care vezi că e forțat, oricum simți, voi simțiți foarte multe. Vă veți gândi să faceți niște schimbări pe la locul de muncă, dar nu vă mai recomand. Adică dacă ați avut voie la schimbări până acum, din această săptămână, gata, s-au dus schimbările. Nu mai avem voie să facem schimbări fără să le gândim, nu mai avem voie să le aruncăm în necunoscut, oricât de palpitant și plăcut ar părea. Da? Cu Jupiter în Capricorn trebuie să fiți destul de cumpătați și trebuie să fiți destul de atenți și nu facem schimbări bruște. Nu mergi cu 200 la oră și deodată vii restul stânga sau dreapta, că te faci praf, nu e ok. Da? Deci totul cu precauție, cu atenție și la momentul potrivit oportun. Pe relații vin vești interesante, unele bune, unele mai puțin. Teste. Vor fi multe teste, vor începe din această săptămână, vă veți gândi foarte mult la relațiile voastre, la ce nu e în regulă, vă uitați destul de mult în jurul vostru și în interior și veți face o introspecție, veți avea conștientizări. De la distanță, neîncredere. Cineva care este la distanță sădește neîncrederea în voi, așa că fiți foarte atenți, nu plantați acele semințe, de fapt nu le plantați, ok, le plantează alții, dar voi nu le udați, nu le dați ce au nevoie pentru a încolți și a crește și a face fructe otrăvitoare care să vă necați la final, fiindcă așa se va întâmpla. Cineva ți aruncă sămânța, terenul tău e fertil de neîncredere, acea sămânță este tot a neîncrederii și a nereușitei, tu îi pui apă cu lacrimile tale în acel pământ fertil pentru ceva neprielnic și uite așa crește o floare mare și frumoasă care mai face și un fruct sau ce face acolo și tu îl mănânci, te neci, te otrăvești și ue. Deci aveți grijă, nu lăsați pe alții să vă planteze, să vă sădească neîncrederea și voi nu o susțineți să crească, că apoi vă otrăviți și rămâneți cu mărul în gât și nu e ok și ați înțeles ideea. Leu. Foarte frumoasă poveste am făcut, dar cred că a fost cea mai bună analogie pe care am făcut-o vreodată. Leu. Pentru lei avem vești bune pe bani și dragoste în această săptămână, mai ales pe la locul de muncă și mai ales dacă vă îndrăgostiți pe la locul de muncă. Deci vedeți să nu vă îndrăgostiți pe la muncă, de vreun șef, de vreo șefă, de vreun coleg, de vreun subaltern, de oricine. Dacă o faci, fă-o și tu cu cap, da? Dacă nu, nu o mai fă deloc. Deci îndrăgosteală pe la muncă sau ești foarte legat de muncă încât partenerul acasă zice, dragă, dar tu te-ai căsătorit cu jobul sau ceva de genul ăsta, veți munci foarte mult, dar acolo este micul benefic și cumva este normal să fie așa și micul și marele benefic, da, veți munci foarte mult, o veți simți un pic obosiți, deci avem destul de multă oboseală, fără vlag așa, fără chef, dar o să revină spre sfârșitul săptămânii pentru că trebuie să revină, nu puteți să stați așa într-o stare de melancolie, aveți nevoie să fiți energici, plin de vitalitate și trebuie să vă găsiți această vitalitate într-o pasiune, într-un hobby, să vă reîncărcați cu energie. Puteți să faceți o activitate recreativă care să vă umple cu energie. Este foarte important. Discuții cu unele persoane care locuiesc cu voi sau prin apropierea voastră, vecini sau dacă locuiesc și cu alții, rude, familie și așa, veți avea acolo niște discuții. Nu le prea puteți controla, partenerul nu prea vă lasă să spuneți tot ce gândiți sau partenera, dar pentru ca să fie bine, dar o să fie și mai rău dacă nu spui ceea ce ai de spus. Deci dacă spui, trebuie să o faci într-un mod drăguț. Deci discuții cu socrii, cu rudele, cu cumnații, fecioară.
Pentru Fecioară este o săptămână importantă, este o săptămână în care urmează să facă o schimbare majoră, o plecare, o schimbare, să ia o decizie. Veți semna multe acte importante, stați foarte mult prin documente, acte, stați printre ele. Mă rog, le verificați, lucrați cu multe acte, documente, poate mergeți de multe ori la notar, poate vă schimbați actele, vă faceți pașaportul, urmează să plecați, faceți o revizie la mașină. Sunteți puși în foarte multe direcții și aveți multe de rezolvat, le veți rezolva, va fi totul ok dacă faceți planul din timp. Fecioare fiind, le veți face. Dacă urmați planul cum l-ați făcut de acasă, se va împlini întocmai. Vor mai fi mici acomodări în funcție de situație, dar o să fie ok. Partenerii vă fac niște surprize, nu sunt neapărat numai surprize plăcute, dar vă veți descurca cu ceea ce veți primi, veți face ce puteți voi cel mai bine cu ceea ce aveți. Nu spuneți da unor situații care ar putea să vă complice viața. Da, pentru ceva de scurtă durată nu-ți complica viața. Adică pentru... De ce să mănânci o prăjitură, să te bucuri 5 minute și după aia să stai la sală nu știu câte ore? Mai bine lasă. Pofta trece după 15 minute, orice poftă. Și pe lângă asta am înțeles că dacă miroși ceva cu vanilie, este ce pofta imediat. Deci puteți să încercați chestia asta. Balanță. Pentru balanțe este o săptămână bună. Chiar este o săptămână bună pentru ce înseamnă partea financiară. Veți munci foarte mult, se vor rezolva foarte multe și veți primi cadouri. Dacă vreți să vă luați credite sau ceva pe la bănci, este o săptămână bună să faceți lucrul ăsta, pentru că avem și luna în balanță la începutul săptămânii. Luna în Taur, mă scuzați, eram la balanțe. Avem luna în Taur pe casa voastră a 8-a și acolo puteți să mergeți pe la bancă, să vă interesați de vreun împrumut sau să vă interesați de niște bani pe care trebuie poate să-i primiți înapoi, dacă au persoane să vă dea bani, să le mai dați un telefon, uite, vezi, aveți să-mi dai niște bani, poate ți-a chis datoria sau factura. Deci, un început de săptămână puteți să mergeți, cum vă spuneam, pe la bănci, instituții ale statului, să rezolvați cu niște bani. Cu banii este foarte bine, dar și munciți mult. Dacă vă gândiți să faceți școala de șofer sau să vă luați permisul sau să dați niște examene, iarăși este o săptămână în care vă recomand să începeți să faceți lucrurile astea sau să vă duceți să vă interesați, poate vrei să faci și școala, să-ți cumperi mașină, să dai un examen sau chiar să pleci pe undeva. Deci sunteți predispuși, ok? Duceți-vă fără nicio grijă. Și totodată pe zona casei, pe zona familiei, sunt niște discuții controverse. Se va termina frumos, se va termina bine, dar... veți avea așa puțină teamă să spuneți niște lucruri pe care le-ați tot evitat să le spuneți membrilor familiei voastre sau ale partenerului, poate vorba de rudele acestuia. Sunt lucruri care vă deranjează, dar pe care ați crezut că o să se ducă de la sine. Nu se vor duce, trebuie să discutați frumos, lejer. Cei care au copii vor petrece poate mai mult timp cu aceștia sau nevoile acestora sunt mai mari în această perioadă și aveți nevoie să vă ocupați mai mult de ei. Scorpion. Scorpionii vor face niște vizite, au plănuite niște lucruri, niște cumva creșteri financiare, dar creșterile astea trebuie cumva vorbite, discutate, negociate. Dacă planul va ieși așa cum vă doriți voi, într-adevăr veți avea parte de creștere din punct de vedere financiar. În această săptămână Mercur a pășit în semnul săgetătorului, săgetător care este casa voastră a banilor, deci veți avea multe discuții, veți semna multe acte, veți avea multe negocieri, veți pune multe planuri la cale să creșteți din punct de vedere financiar, dar o creștere ce are loc prin calitățile voastre, prin talentele voastre proprii.
Pe la muncă încă mai sunt cei care lucrați, încă mai sunt lucruri de care trebuie să vă feriți, sunt probleme și probabil unele borcane se vor spalce chiar în capul vostru. Fiți cu mare băgare de seamă, fiți destul de atenți. Și totodată nu este cazul să dați crezare unor zvonuri, fie despre parteneri, fie despre alți membri ai familiei, prieteni, rude și așa mai departe. Vor veni către voi foarte multe zvonuri, nu trebuie să le luați de bune, sau bârfe, sau tot felul de idei. Relația cu partenerii e destul de greuță, pentru unii poate chiar cu gândul de despărțire, de divorț sau de alte lucruri. Dar trebuie să vă gândiți foarte bine, poate să încercați o terapie, poate să încercați un weekend împreună, mai multă comunicare și vedeți apoi dacă se rezolvă sau nu. Săgetător. Pentru săgetători, este o lună în care veți fi foarte... o săptămână. Da. Deci, pentru voi, o săptămână în care... veți face foarte multe lucruri. Mercur a intrat în semnul vostru, soarele se află deja aici de ceva vreme și cumva se concretizează multe din planuri, da? Se concretizează, primiți mesaje, primiți apeluri, primiți vești, primiți confirmări. Deci veți avea multe confirmări, veți avea multe multe puse în planul vostru. Învățați foarte bine, vă puteți înscrie la cursuri, vă puteți înscrie să, nu știu, învățați o limbă străină sau să dobândiți niște aptitudini pe care nu le aveți sau să le îmbunătățiți, dacă erați conștienți de voi. Vă veți descoperi foarte mult, veți face foarte multe lucruri să vă descoperiți și veți face foarte multe lucruri să vă îmbunătățiți. Este... o săptămână în care, dacă doriți să vă schimbați jobul, puteți să întrebați în stânga, în dreapta, să vă depuneți CV-uri sau cumva să găsiți o cale prin care să vă îmbunătățiți. Capricorn. Pentru capricornii avem o săptămână bună din multe puncte de vedere, cu micul și marele benefic în casa voastră, cum ar putea să fie, însă trebuie să fiți un pic atenți la excese. Mulți dintre voi se pot pripi, pot lua decizii în grabă sau se pot bucura foarte tare înainte de a vedea negru pe alb o decizie anume. Nu e neapărat că ea nu se va întâmpla, se va întâmpla, dar cel mai bine este să așteptați până când lucrurile vor fi clare, concrete. Deci nu țopăiți înainte de a vedea acolo negru pe alb decizia. Pentru că pot fi mici amânări sau poate chiar dacă se amână cu ceva, un lucru, să te aștepte ceva și mai bun. Despre asta este vorba. O săptămână cu iubire, o săptămână cu perspective frumoase pe zona profesională. Puteți să primiți șanse să creșteți pe la locul de muncă, să vă creșteți și relația, să vă îmbogățiți din multe puncte de vedere și spiritual și nu numai. Veți învăța o mulțime de lucruri și mulți dintre voi chiar se pot înscrie să facă niște cursuri, să participe la niște seminarii, conferințe și așa mai departe. Vă vin idei foarte bune, idei pe care cu nerăbdare le veți pune în practică cât mai repede posibil, probabil la începutul anului 2020. Prietenii vă vor face multe surprize, așa că fiți aproape de aceștia, pentru că dacă nu ești în vizorul lor, o să facă surpriza probabil altcuiva. Dar veți avea întâlniri foarte bune și frumoase cu prietenii voștri și veți afla multe lucruri interesante. Și cu partenerii iese bine. Mai sunt acolo niște lucruri de rezolvat, dar... cumva fiți atenți la voi și dacă voi sunteți în echilibru, în pace, în iubire, în armonie, totul va fi bine. Se așează foarte mult lucrurile pentru nativii Capricorn. Este important să vă ascultați intuiția și să fiți mai încrezători. Vărsător. Pentru vărsători este o săptămână puțin mai dificilă pe la locul de muncă, deci trebuie să fiți atenți la cerințele celorlalți. Veți avea senzația că voi faceți totul, că nu mai puteți, că ați obosit, că nu este corect, că nu vi se respectă sau nu vi se apreciază munca.
Este foarte posibil să fie așa, dar pentru asta voi trebuie să faceți ceva. Voi trebuie să vă duceți, să trageți de mânecă pe cel care este cumva responsabil cu lucrul ăsta, adică să vă cereți drepturile dacă considerați că acestea nu sunt apreciate sau sunt încălcate sau se întâmplă ceva. Până nu veți spune lucrurile astea cu subiect și predicat, nu o să se întâmple nicio schimbare. Dimpotrivă, voi vă veți frustra și mai mult și vă veți înneca așa într-o neliniște. Din punct de vedere al dragostei, poate să fie o perioadă în care aveți întrebări, frământări, poate nu dormiți și insomnie, poate vă treziți de 10 ori pe noapte pe noapte. Aveți întrebări, dar totuși le puneți partenerului. Poate că ar trebui și cu acesta să aveți o discuție. Da, este foarte bine să aveți această discuție oricum. În această săptămână, prin intermediul universului al prietenilor, cumva veți primi multe semnale, semne și vi se vor răspunde acelor întrebări. Poate doar să nu vreți voi să le vedeți sau să le acceptați. Dar veți primi toate datele problemei, soluția va fi însă în mâinile voastre. Vorbiți cu frați, surori, ce aveți, cumnați și veți lua împreună niște decizii ce au legătură cu familia, ce au legătură cu niște terenuri, cu niște case, poate. Vreți să faceți niște schimbări, poate aveți de luat niște decizii pentru părinții voștri, mai ales dacă sunt în vârstă, bolnavi, bătrâni sau au nevoie de ajutor și trebuie să faceți lucrul ăsta împreună. Pești. În această săptămână, peștii vor primi vești foarte bune de la depărtare, din străinătate. Poate veți primi invitații, poate veți primi cumva o opțiune de a colabora cu cineva din străinătate sau de la depărtare. Opțiune pe care ați luat-o de multe ori în calcul, dar care până acum nu s-a concretizat, dar ce să vezi, începe o săptămână interesantă și o săptămână în care puteți să calculați toate aceste lucruri. Mulți dintre voi sunt preocupați și își fac niște griji inutile, ce nu și-au rost, vă ocupați timpul cu ceva ce nu ar trebui, cumva muriți de grija altuia. Trebuie să fiți atenți la ce aveți voi de făcut, nu o zic cu răutate, doar că se mai întâmplă chestia asta, pentru că atunci când ți-e teamă să iei, să înfrunți anumite probleme din viața ta, încep tu să te interesezi ce face ăla, ce face ăla, ia uite, ăla a făcut așa, ăla a făcut invers. De fapt, fugi de tine și de problemele tale. Lasă-i tu pe ceilalți, nu muri tu de grija mea, că am eu grija mea. Tu vezi-ți de treaba ta, vezi ce trebuie să faci tu mai bine pentru tine și fă tu mai bine pentru tine, fără a încerca să-i înveți sau să-i corectezi pe alții. Este foarte important să faceți lucrurile astea. Știu că nu o faceți cu rea voință. Dar hai fiecare, dacă toți ne-am face ce are de făcut pentru el și nu s-ar mai îngrijora ce să facă vecinul, lasă-l tu pe vecinul că are cine să-i facă treaba. Dar lucrul ăsta se întâmplă bine, uneori din răutate, alteori din alte lucruri, nu vreau să le menționez, dar uneori și din frica de a ne înfrunta cu propriile probleme, cu proprii moștri din dulap. Așa că fiți atenți la voi. Reîntâlniri cu prietenii mai vechi pe care nu i-ați mai văzut, poate chiar și reîntâlniri pe partea asta de iubire, te ciocnești cu vreun fost sau fostă prin supermarket, nu o să se întâmple nimic, sau mai întâlniți și alții, n-ați inventat voi nimic, totul, nimic nu-i nou sub soare, dar puteți să retrăiți niște sentimente, să aveți niște senzații, mulți dintre voi se pot întoarce la anumite perioade mai vechi din viața lor, adică experiențe, sentimente, senzații. Poate că dacă n-ai mai băut cafea de 3 ani, o să începi în această săptămână să bei o cafea sau să fumezi o țigară. Nu susțin diverse comportamente, dar probabil vă veți întoarce la anumite lucruri pe care le-ați mai făcut. În schimb, o săptămână interesantă. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru săptămâna care urmează. Vă doresc o săptămână magică și nu uitați să fiți deschiși și cu inima cât mai bună.